cetă extremă și scumpirile pe care le preconizează specialiștii i-au pus pe guvernanți pe jar cu teama de prețuri a românilor cu fermieri care se plâng că sunt la un pas de faliment din cauza culturilor slabe. Ministerul Agriculturii a anunțat că el a, a elaborat mai multe acte normative privind măsuri pentru agricultorii afectați de seceta severă din acest an. Și avem și subvenții și despăgubiri, dar și credite mai ieftine sau suspendarea plății ratelor pentru o anumită perioadă. Și despre acest mecanism de ajutor pentru fermieri, dar și despre uh, ce se întâmplă mai departe în aceste condiții, cu această secetă, Cumplită. Discutăm cu invitatul nostru din această seară, Ministrul Agriculturii Florin Barbu. Vă mulțumesc foarte mulțum ministru. Bună Mulțumesc seara. Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună seara. Este uh, una dintre cele mai calde veri din istorie, cea care se încheie. Poate chiar cea mai caldă, spun unii, dar probabil uh, vor putea să spună la sfârșitul acestui sezon cu totul, atunci când se trage linie. Uh, este uh, o secetă despre care se vorbește de câțiva ani, deci efectele s-au adunat în timp. Ce recolte? pe ce recolte ne putem baza în acest moment și care sunt cele mai afectate? Sigur, așa cum spunea și dumneavoastră, astăzi am prezentat în ședința de guvern un plan de măsuri. Practic, patru măsuri foarte importante pentru fermierii români. Prima măsură pe care statul român și guvernul României vrea să o ia să asigure în România 7 milioane de hectare, vorbind de culturile de primăvară și de toamnă. Acest mecanism pe care l-am creionat împreună cu mediul asociativ din România, dar și discuțiile pe care le-am avut cu ASF-ul și cu Exim Bank Asigurări, practic o bancă de stat, vom crea un mecanism prin care fermierii vor primi o primă de despăgubire de 3.000 de lei pe hectar și, bineînțeles, discuțiile pe care le-am avut și cu mediul bancar din România, odată ce culturile fermierilor sunt asigurate, sigur se va debloca și creditarea în România. Pentru că este normal atunci când ai... 1000 de hectare care sunt asigurate de către statul român și primește o primă de despăgubire de 3000 de lei la 1000 de hectare, orice bancă din România îți dă o linie de finanțare de 3 milioane de lei pentru a însămânța terenurile și, bineînțeles, pentru a produce și a încerca să faci lucrări de calitate, astfel încât producțiile să fie cât mai mari în România. Acest mecanism este unic în Europa, este creionat cu o parte din 3% oprit din subvențiile fermierilor. Acest mecanism implementat în România ne-a dat posibilitatea să mai atragem de la Comisia Europeană încă 17 milioane de euro anual, și în compensare venim cu o sumă de la bugetul de stat, astfel încât, prin Exim Bank, practic companie de stat, statul român asigură cele 7 milioane de hectare culturi de toamnă și primăvară în România. Deci ace aceasta ar fi suprafața afectată 7 milioane de hectare. Nu, aceasta este suprafața cu culturi de toamnă și de primăvară în România. Și din această suprafață care este procentul afectat de culturi afectate. În momentul de față avem 2,2 milioane de hectare, vorbind de culturile de primăvară și culturile de toamnă. Dar, așa cum spunea și noastră, a fost un an atipic din măsurătorile meteorologice de când se fac aceste măsurători, nu s-a întâmplat niciodată să avem aceste temperaturi în România. Mai mult de atât, dacă luăm media ultimilor 10 ani, practic au fost ani în care s-au plătit despăgubiri, dar au fost și ani în care nu s-au plătit despăgubiri. Media despăgubirilor pe an în ultimii 9 ani a fost de maxim 100.000 de hectare. Acesta a fost un an atipic, de aceea am luat decizia să facem acest mecanism prin care statul român să asigure aceste culturi de toamnă și de primăvară, și eu sunt convins că acest mecanism va salva agricultura din România. Spuneți că a fost un an atipic, dar și 2023 a stat rău la acest capitol, 2022 la fel, deci practic avem o continuare. Nu a mai nins, nu a mai avut acele precipitații. Pe care le aveam de obicei, toamna și primăvara, dacă au fost, au fost din acelea care au distrus, din păcate, a fost grindine, au fost acele inundații catastrofale la un moment dat. Deci, până la urmă, totuși, e adunată această problemă de la un an la altul. Este adunată decât în anumite zone. Și vreau să vă spun că în anul 2020 am scos cantități mari de cereale. Și în anul 2023, la culturile de toamnă, dacă vorbim de cultura de grâu, am scos cu 1,8 milioane de tone mai mult ca în anul 2022. Adică anul acesta, în an de secetă. Practic, avem undeva la 12 milioane de tone de grâu realizate de către fermierii români. În continuare. 2024? Da. România deține supremația în Uniunea Europeană pentru că 90% din grâul realizat în România este de panificație și este de o calitate superioară. Stăm bine la grâu, deci. Și la porum stăm bine, pentru că vă spun că eu am fost și președintele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în 2014, am stat șase ani la această agenție. Am plecat cu acel plan ambițios în 2015 privind reabilitarea a 2,2 milioane de hectare în sistemul de irigat din România. Anul acesta am irigat 1,6 milioane de hectare în România, dar Vă spun un lucru. Atunci când ai un milion de hectare irigat porumb, faci o producție între 12 și 14 milioane de tone. Deci este un lucru foarte important și de aceea ne-am axat, guvernul României s-a axat pe investiții în irigații. Am scos din programul național strategic o sumă foarte importantă de bani de 500 de milioane de euro, practic un sprijin direct către fermierii români, pe organizațiile de odători să poată reabilita infrastructura secundară și să-și ia și echipamentul de irigat, astfel încât să închidem acest ciclu, infrastructură principală, secundară și echipament, astfel încât apa să se ducă direct la plantă, un sprijin de 1,5 milioane de euro în care sunt incluse și TVA-ul, și cofinanțarea fermierilor. Practic, fermierii nu trebuie să plătească niciun leu, decât să ia acești bani, să investească în infrastructura secundară de irigații, acolo unde statul român a reabilitat 1,6 milioane de hectare în momentul de față, iar ținta clară pentru sistemul de irigații din România este de 2,7 milioane de hectare.